Salut, prietenilor din România și din Moldova! Mă numesc Andreea, sunt un băiat italian, locuiesc aproape din Milano, în nordul țării, și am 27 de ani. Îmi place foarte mult limba română, dacă vedeți videourile mele deja știți că iubesc limbile în general și că limba română este limba mea preferată pentru că iubesc România ca țară. Este țara cea mai frumoasă din lume după mine și în videoul ăsta vreau să vă spun de ce m-am hotărât să învăț limba română. Asta e ușor de spus pentru că când aveam numai 15 ani, ascultasem din întâmplare o piesă în limba română pe YouTube și fusese dragoste la prima vedere. Nu auzisem niciodată limba română și îmi plăcea foarte mult pronunța românească, fonetică din limba română, așa că vroiam să o învăț pentru că vroiam să le surprind pe prietenii mei și pe toți cei care erau în jurul meu. Și așa că începusem să învăț, cumpărasem metoda foarte bună, care este Românește Fare Fort. Mai precis, e vorba de metoda ASIMIL, o metodă eficientă pentru a învăța limbi străine. De când am terminat metoda ASIMIL, am continuat să învăț ca autodidact limba română. Și eu mai învăț și acum, chiar dacă vorbesc românește destul de fluent. Cunoștințele mele a limbii române nu sunt perfecte, chiar fac multe greșeli, dar încerc să vorbesc cel mai corect posibil și să învăț cât mai mult în fiecare zi. Dar încerc să îmbunătățesc cunoștințele mele, competența mea în fiecare zi. De faptul, citesc mult în limba română, când merg în România, cumpăr cărți în limba originală și acum că am Netflix pot vedea niște filme în limba română. Și e frumos pentru că am descoperit cinema românesc și trebuie să spun că e de bună calitate, că e amuzant, că e frumos și de asta sunt foarte fericit, mă bucur foarte mult că pot vedea filme în limba română. Și ascult și multă muzică românească, de faptul totul a început cu muzica când eram mai mic și acum m-am plac mulți cântăreți români, de exemplu Ina, Andra, Elena, Antonia, Vunc și multe altele. Am fost de multe ori în România, am vizitat practic toate cele mai importante orașe din țara, dar abia aștept să mă întorc acolo pentru că România îmi place foarte mult și acum cu pandemia nu pot să merg, dar sper că totul să termine în curând, așa că am va fi posibil să mă întorc din nou la București sau în Transilvania sau nu știu. Îmi place toată țara, așa că mi-e indiferent unde pot merge, important e că pot să merg în România, dar orașul e indiferent. Am mers și în Republica Moldova, am vizitat Chișinău și m-a plăcut foarte mult acolo și pentru că acolo oamenii vorbesc pe română și rusă, așa că sunt cele mai frumoase limbi pentru mine. Vorbesc și limba rusă, așa că acolo mă simt practic ca acasă, pentru că pot vorbi română și rusă în același timp. Vă mărturisesc că în viitor m-ar plăcea să obțin un certificat de limba română, un certificat de competență lingvistică în limba română de nivelul B2 sau mai bine C1. Sper ca să fie posibil în viitor. Ar fi fantastic pentru mine să obțin un certificat pentru că este limba care îmi place și mai mult, așa că vreau un document care îmi spune că știu limba bine. Asta e totul pentru acum. Videoul termină aici. Sper că v-a plăcut. Lăsați-mă un comentariu dacă aveți întrebări pentru mine sau vreți să-mi sfătuiți ceva sau nu știu. Dați-mă, vă rog, un like, distribuiți în video și abonați-vă la canalul meu. Ne vedem în curând. Pa, pa, la revedere, ciao!